prezintă jurnalul de știri al Bisericii Adventiste de ziua a șapte. Bine v-am regăsit în cadrul jurnalului. Iată câteva din informațiile acestei ediții. Sabatul din 2 septembrie a marcat împlinirea 100 de ani de prezență adventistă la Ocnița. Convenția cadrelor didactice adventiste din divizia Nord-Americană s-a desfășurat în Phoenix, Arizona. La eveniment a participat o delegație din partea Departamentului Educație al Conferinței Muntenia, care a reprezentat lucrarea educației adventiste din Europa iar miniseria trăiește până la 100 de ani secretul zonelor albastre. Include o parte dintr-un episod care prezintă pe adventiștii de ziua 7 din Loma Linda ca fiind cei mai longevivi. Ce îi ajută pe adventiști să trăiască până la 100 de ani rămânând activi, sănătoși și implicați, aflați în jurnalul pe Emoții, bucurie și entuziasm la început de an școlar. Clopoțelul a sunat și pentru elevii care învață în școlile adventiste. Curțile unităților de învățământ s-au umplut cu elevi mai mari sau mai mici, cu ghiozdane în spate și buchete de flori în mână, zgomotoși și zglobi, alergând, râzând și povestind. Dascălii și-au așteptat și ei învățăceii cu emoție și nerăbdare. Revenirea pe băncile școlii după vacanța de vară poate fi fascinantă, dar și plină de provocări pentru copii, dascăli și părinți. Fie ca acest an școlar 2023-2024 să fie cel mai bun, educându-i în spiritul moralei creștine, ajutându-i să-și însușească valorile biblice, corectitudinea, cinstea, solidaritatea, generozitatea, copiii sunt astfel pregătiți pentru a fi oameni de valoare ai comunității și cetățenii a împărăției lui Dumnezeu. În perioada 7-10 august a fost organizată în Phoenix, Arizona, Convenția Cadrelor Didactice Adventiste din Divizia Nord-Americană. La acest eveniment a participat o delegație din partea Departamentului Educației al Conferinței Muntenia, care a reprezentat lucrarea educației adventiste din Europa alături de echipa Departamentului Educație al conferinței Baden-Württemberg din Germania și de Marius Munteanu, directorul Departamentului de Educație din cadrul Diviziei Intereuropeană. Evenimentul care se desfășoară odată la 5 ani a adus împreună peste 5.000 de participanți și a reprezentat o ocazie valoroasă în care cadrele didactice au învățat și au descoperit rededicarea față de Dumnezeu. Programul convenției a inclus închinările zilnice, iar discursurile principale au abordat întrebări esențiale privitoare la educația adventistă. Mesajul din cadrul sesiunii de deschidere a reconfirmat faptul că misiunea fiecăruia dintre noi are ca responsabilitate extinderea împărăției lui Dumnezeu, fiecare având un scop creat, personalizat, cuprinzător și conectat în viața noastră. Cele peste 100 de ateliere au oferit o perspectivă practică de formare profesională, având ca teme dezvoltarea spirituală a elevilor și a profesorilor, educația în aer liber, sănătatea mentală pentru elevi și profesori, integrarea tehnologiei și dezvoltarea instituțională. Zona de expoziție a oferit o experiență bogată de cunoaștere a resurselor educaționale utile pentru activitatea școlilor adventiste. Au putut fi explorate ofertele de carte ale câtorva edituri adventiste, modele curriculare pentru cursul de Biblie sau sănătate emoțională, integrarea tehnologiei în activitatea didactică, precum și asociații și inițiative care sprijină misiunea prin educație. Într-adevăr, educația adventistă reprezintă un instrument valoros pentru formarea, pentru viața de acum și cea veșnică a copiilor. Valentin Filimon, director al Departamentului Educație din zona Muntenia, alături de Plătică Adelin, Capelanul Liceului Teoretic Mihaionescu și Irina Plătică, director asistent al Departamentului Educație din zona Muntenia, au precizat că, prin participarea la acest eveniment, au înțeles dimensiunea la care se poate dezvolta această lucrare, oferindu-le oportunitatea de a descoperi resursele și persoanele care le vor putea asista în atingerea unui nou nivel de calitate al activității din școlile adventiste din Conferința Muntenia sau din întreaga țară. Tabăra de anul acesta a Olimpicilor la Cunoștințe Biblice a avut loc la Centrul Educațional Stupini în perioada 22-27 august. Sub motoul Nensușim Adevărul, 160 de participanți au petrecut cele 5 zile în preajma Bibliei și a valorilor spirituale. Bucurându-se în același timp de părtășie, studiu, dar și de relaxare prin activități sportive, drumeție, vizitarea organizată a obiectivelor turistice din Brașov sau alte activități instructiv-educative desfășurate în campusul de la Stupini. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui tău de slavă pentru bunătatea ta, pentru credincioșia ta. Acesta a fost motoul centenarului din Ocnița, care s-a desfășurat în primul sabat din septembrie și care a găzduit 350 de persoane: tineri, copii, părinți, bunici, familii mari și mici, toți bucuroși și plini de gratitudine pentru această mare revedere. Nu au lipsit de la adunare nici pastorii care au slujit cândva la Biserica Adventistă de ziua 7 din Ocnița, liderii religioși și, nu în ultimul rând, autoritățile locale. Un material pregătit de colegii noștri Renata Baboș și Reinhard Modoroș. Programul centenarului a început vineri seara, avându-i la ambon pe trei dintre pastorii care au slujit biserica din Ocnița. Am venit cu emoții deosebite, pentru că biserica aceasta este una dintre primele biserici în care am fost chemat să slujesc, iar gândurile mele au fost legate de minunile pe care Dumnezeu le-a făcut aici, în locul acesta, atât de multe lucruri extraordinare s-au întâmplat, la care am avut privilegiu să fac și o parte. Emoțiile sunt extraordinare, emoții de bucurie, de împlinire și bineînțeles așteptarea ca Dumnezeu să-și ducă până la capăt planul pe care îl are cu biserica aceasta și cu oamenii din zona aceasta. 100 de ani de adventism în Ognița înseamnă ocazie de sărbătoare pentru noi, ocazie în care fiii Ogniței se întorc acasă, se întorc pentru slujire și pentru consacrare înseamnă un moment de recunoștință pe care o înălțăm către Bunul nostru Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate, pentru anii dificili și grei ai înaintașilor noștri care au purtat povara credinței pe umerii lor, dar și bucuria și binecuvântarea care vine în urma consacrării dumnealor și ne-au transmis-o cu bucurie, cu sfințenie, pentru ca noi mai departe să o transmitem celor care ne vor urma. Ziua de sabat a fost cea care a marcat sărbătoarea centenarului deoarece imnurile interpretate de cor, rugăciunea, istoricul bisericii, poezia, fanfara și mesajele tuturor celor care au vorbit la acest eveniment au avut la bază recunoștința către Dumnezeu pentru cei 100 de ani de existență a comunității adventiste în Ognița și clipele memorabile din această istorie. 100 de ani de adventist la Ognița este o Sărbătoare mare nu numai pentru comunitatea adventistă, cât și pentru toată comunitatea, pentru toți localnicii din, din Comuna Teaca. Am văzut chiar mulți veniți din Teaca, unde avem și la Teaca o comunitate mare de adventiști de la Viileteci. O sărbătoare extrem de mare, o, o împlinire a, a, a muncii pe care dânsi au depus-o de atâtea ani și, spre surprinderea noastră plăcută, au rămas aceiași oameni cu care au pornit la drum. A fost o sărbătoare a sufletului creștin de înaltă valoare și clasă, iar din partea comunității e un respect pe care Biserica Adventistă și-a câștigat-o de-a lungul zecilor de ani. Asta cred eu că s-a întâmplat astăzi. 100 de ani de adventism înseamnă, din punctul meu de vedere, 100 de ani de slujire, 100 de ani în slujba semenilor, 100 de ani de umblare cu Dumnezeu, 100 de ani de părtășie și de bucurie într-o familie frumoasă și mare. 100 de ani pe drumul credinței. An care au fost mai grei, mai ușori, cu multe încercări, dar și cu multe binecuvântări. Privind spre viitor, dorința cea mai mare care s-a formulat la eveniment a fost aceea de a nu mai aștepta încă 100 de ani pentru un nou centenar. Biserica Adventistă din Ognița din pe următorii 100 de ani o văd în ceruri. Sperăm să nu mai fie nevoie să mai sărbătorim a doilea centenar și să sărbătorim veșnicia. De obicei, când te apropii de 100 de ani sau te aștepți sau atingi cifra de 100 de ani, te gândești că ai în față doar mormântarea. În realitate, de fapt, cei 100 de ani pe care o biserică i-are, Cred că este momentul potrivit când să fie valorificați în sensul unei experienței noi cu Dumnezeu. În sabatul din 9 septembrie, Biserica Adventistă din Alexandria s-a bucurat de un popas de suflet, sărbătorind centenarul corului Adventist din Alexandria. Credincioșii care s-au adunat pentru a participa la închinare au exprimat mulțumire, laudă și recunoștință aduse bunului Dumnezeu prin cântări și rugăciuni la momentele devoționale pentru felul în care el a crescut și ocrotit biserica și corul de-a lungul atâtor generații. Biserica din Alexandria a devenit neîncăpătoare pentru cei aproximativ 400 de credincioși, copii și tineri, dornici să asculte cântările armonioase, intonate de corurile reunite ale celor două biserici din Alexandria, dirijate de foși și actuali dirijori, acompaniate de pianiști tineri și talentați. 60 de coriști au lăudat pe Domnul din toată inima lor, cu vocile lor curate și puternice, creând astfel o atmosferă cerească. De fapt, acesta a fost motoul sărbătorii. Lăudați pe Domnul că ce este bun, căci în veac ține îndurarea lui. Atmosfera solemnă a fost creată de parcurgerea istoricului organizării și dezvoltării corului prezentat pe perioade de timp și de mesajele rostite de către pastorii prezenți la eveniment. Cei care au crescut în această biserică sau care au slujit-o au mulțumit lui Dumnezeu pentru trecutul frumos parcurs alături de el, dar în special pentru viitorul măreț pe care l-avem asigurat atunci când împreună vom cânta o cântare nouă. Privilegiul de a face parte din poporul lui Dumnezeu, de a forma rămășița celor care păzesc poruncele lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos, de a fi martorii lui într-o lume fără valori și principii, dar chemați să trăiască frumos credința în vremea sfârșitului, au fost ideile și îndemnurile din mesajele pastorilor Aurel Neațu, președintele Uniunii Române, și George Zbărnea, președintele conferinței Oltenia. Momentul deosebit și emoționant a fost când veteranul dirijor Ștefan Drăgușin, care de curând a împlinit 100 de ani, a dirijat una dintre piesele lui preferate pe care o cânta corul bisericii în vremurile de demult. Cei prezenți au fost impresionați cum istoria unui om se suprapune cu istoria unui cor. Sabatul aniversar s-a încheiat cu un concert susținut de cor, iar ultima piesă interpretată a confirmat că suntem așteptătorii revenirii în curând a Domnului Hristos în slavă. La finalul lunii iulie, în cadrul librăriei Cărturești Verona din București, a avut loc relansarea cărților scrise de către jurnalistul Alex Sândulache: Poți să râzi și poți să lupți. Autorul și-a dorit ca aceste două volume să le lase în urma sa celor care au nevoie de încurajare, de optimism și de puterea de a trece mai departe peste situații de viață și de moarte. Un reportaj realizat de colegii noștri Paula Florea, Marian Merințoni și Andrei Paraschiv. În luna iulie a avut loc relansarea cărților „Pot să râzi și pot să lupți, scrisă de către jurnalistul Alexandru Lache. Evenimentul a avut loc în cadrul librăriei Cărturești Verona din București. Alex a dorit mult ca a, aceste cărți să ajungă la cât mai multă lume în ideea în care mesajul lor este unul terapeutic. Um, Povestește în detaliu momentele prin care a trecut, prin care am trecut împreună um, și și-a dorit foarte mult um, să arate că putem să râdem și putem să luptăm, chiar dacă viața încearcă să uh, ne arate contrariul. Îmi place să citesc despre ce s-a întâmplat la Auschwitz. Atunci când un. Uh, nemernic de om sau un sistem nemernic, ticoloșit, a atacat omul și l-a coborât în, în cele mai tenebre forme de existență. Alex n-a trecut prin Auschwitz, dar Alex poate fi citit ca o literatură de aceasta de, de tortură, pentru că inamicul lui Alex a fost în interior. Un inamic cu care uh, ai o altă formă de luptă. Alex a privit cu speranță, a privit cu credință înspre ceea ce înseamnă lecțiile pe care viața ți le dă în suferință. De aceea credem că Alex este un triumfător, pentru că a avut încredere în cel care este stăpânul și creatorul nostru și ne lasă aceste lecții de viață. Cei care le vor citi, fie că au trecut prin asemenea situații sau trec prin asemenea situații, sau cei care n-am trecut pe aici, putem învăța multe despre viață, dar un om care nu mai este în viață. Când citești cărțile lui, plângi, râzi, te minunezi, ești uimit, are talent. Are un talent extraordinar. Le-am citit de mai multe ori, îl regăsesc pe copilul meu, mă bucur foarte mult și cred că sunt un adauz de înțelepciune, la înțelepciunea omenirii și a lumii. În cadrul evenimentului a fost prezentă familia, prietenii, dar și foștii colegi a lui Alex Andulache. Un astfel de eveniment, mai ales da, o lansare de carte sau chiar o relansare de carte care, din păcate, se realizează postum, adică autorul nu mai este în viață, nu poate fi ușoară pentru nimeni. Cel puțin, cu siguranță, vorbitorii au fost încercați de emoții diferite, mult diferite față de emoțiile pe care le ai de obicei în fața unui public. Și aici nu vorbim despre teama de a vorbi în public, ci despre pur și simplu emoția că tu, practic, vorbești. Pentru Alex, vorbești în numele său, vorbești lucrurile pe care el ar fi trebuit să le spună, și nu noi. Ce pot găsi cititorii în cărțile scrise de către Alex? În câteva cuvinte pot să vă spun că vor găsi o cale prin care să găsească optimismul. Asta este cel mai important, asta este cel mai important aspect, pentru că până la urmă el ne-a dovedit că în ciuda bolii, în ciuda condiției în care el s-a găsit în ultimii ani de viață și mai ales în ultimul an, a reușit să scrie o a doua carte, a reușit să-și ducă viața de familie mai departe și a reușit să ne lase moștenire două cărți. Pot să râzi și pot să lupți. Banii strânși din vânzarea cărții Pot să râzi se vor dona bolnavilor de cancer conform dorinței autorului, mai exact vor fi donați către spitalul construit de Dăruiește viață, proiectul Noi facem un spital. Iar cei realizați din vânzarea cărții Pot să lupți vor susține acest proiect prin editarea, retipărirea și traducerea ambelor volume. Ce sentimente te încearcă în momentul în care te uiți în bibliotecă și vezi cărțile scrise de către soțul tău? Sunt foarte mândră de el și nu există o bucurie mai mare acum când el nu mai este fizic lângă noi. Atunci când văd cărțile, când mă uit la ele, îmi aduc aminte, diverse momente, am diverse amintiri și, cum spuneam, sunt foarte mândră de el și sper din tot sufletul că și el să fi fost mulțumit. Și știu că a fost mulțumit, dar, din păcate, lansarea celei, lansarea volumului 2 a fost realizată postum. Dar îmi amintesc cu drag de momentul de ziua în care a lansat Pot să Râzi și a avut un zâmbet atât de sincer, de care nu-l voi uita niciodată. Tabăra de muzică 2023, desfășurată sub motoul Îmi place să cânt. A fost o experiență deosebită pentru 60 de copii și tineri talentați, împreună cu 14 profesori și instructori dedicați. Vibrând cu pasiune, fiecare acord și notă au transformat zilele taberei într-o sinfonie de emoții și învățături. Iar rezultatele frumoase au fost posibile și datorită muncii de echipă. Mai presus de toate, cei care au participat în tabără i-au adus recunoștință lui Isus, rugându-se ca melodiile lor să răsune în armonie cu voia divină, aducând binecuvântare celor care le ascultă. Un material pregătit de Cătinean Petrica. Ați organizat activitatea muzicală din tabără pentru a ajuta participanții să-și dezvolte latura muzicală, dar și personală. Am încercat să îi grupăm pe diferite clase, diferite preocupări în activitățile lor și am avut diferite grupe în diferite locuri ale, ale taberei, în săli, afară, pe pajiște. Și am căutat să le oferim și un cadru cât mai propice activităților pe categorii de vârstă. Am avut de la vârsta de 9 ani până la 22, așa că am, a trebuit să îi împărțim și în, în acest sens. Și ne bucurăm că în această ocazie a reușit această strategie. Cum s-a încheiat tabăra aceasta în ziua de sabat? Ziua de sabat a fost încheierea taberei cu două programe festive, unul dimineață, în care au evoluat în special interpreți individuali, dar și câteva grupuri, iar în programul de după-amiază ne-am concentrat pe ansambluri. Tabăra de muzică a devenit deja o tradiție. Cum ați descrie experiența de anul acesta? De fiecare dată zic, anul acesta a fost cel mai frumos. Trebuie să mă repet. A fost cea mai frumoasă grupă, cea mai omogenă și ca grup de profesori, dar și ca și participanți din rândul tinerilor și al copiilor. Care sunt reacțiile care le aveți din partea participanților, dar și a părinților? Părinții sunt foarte entuziasmați, nu se așteptau că într-un timp atât de scurt să se realizeze atât de multe lucruri, iar ce îi privește pe tine și pe copii, să stea trei ore aici la un program atât de lung, este o performanță. Atunci mai iertăm că n-a ieșit sfârșitul la așa cum l-am exersat și îi îmbrățișăm pe toți de bucurie și mulțumim lui Dumnezeu din toată inima că ne-a ajutat și anul acesta. Cum ați combinat spiritualitatea în tabăra de muzică și cum a ajutat muzica la legătura participanților cu aceasta? Nu a fost foarte dificil, pentru că muzica creează legătură între oameni și spiritualitatea la fel. Iar pentru asta, la inimile pregătite ale copiilor obișnuiți cu muzica, a fost ușor să ajungem și pe terenul spiritual, legătura fiind foarte plăcută în mod concret ce momente spirituale a avut loc în tabără. Devoționale de dimineață și de seară au fost momentele de suflet care au fost alocate în această tabără dezvoltărilor spirituale. Cum ați descrie programul desfășurat în după masa aceasta? Foarte plăcut. Mulțumim lui Dumnezeu că există inițiativă pentru așa ceva, mulțumim lui Dumnezeu că există oameni dedicați care să facă lucrul acesta și ne bucurăm foarte mult că cei care sunt invitații speciale, adică copiii, vin, se bucură de lucrul acesta, primesc aici o învățătură prețioasă pentru acum și pentru veșnicie. În perioada 19-21 octombrie, la Brașov, se va desfășura un eveniment medical remarcabil organizat de Biserica Adventistă de ziua 7. Veți avea oportunitatea de a explora principiile și practicile medicinii adventiste. Congresul Medical Adventist este un loc de întâlnire al profesioniștilor din domeniul sănătății, oferindu-vă o platformă excepțională pentru a vă actualiza cunoștințele, a explora cele mai recente descoperiri în domeniu și a dezvolta colaborări solide. Invitații de renume din țară și din străinătate vor împărtăși expertiza lor într-o varietate de specialități medicale. Evenimentul își propune să promoveze o abordare holistică a îngrijirii pacientului, evidențiind rolul principiilor Bisericii Adventiste de ziua 7. Pentru detalii, accesați site-ul event.cmas.ro 2023. O nouă miniserie care a avut premiera pe platforma de streaming Netflix pe 30 august include o parte dintr-un episod care îi prezintă pe adventiștii de ziua 7 din Loma Linda, ca fiind cei mai longevivi. Miniseria Trăiește până la 100 de ani, Secretul zonelor albastre, realizată de Dan Butner, include câteva dintre observațiile autorului despre ceea ce crede el că îi ajută pe adventiști să trăiască până la 80. 90 și chiar 100 de ani, rămânând activi, sănătoși și implicați. Autor de succes și călător pasionat, Dan Whitner s-a gândit la începutul anilor 2000 să realizeze în colaborare cu National Geographic o călătorie prin întreaga lume, pe urmele longevității. El a străbătut planeta în căutarea locurilor unde oamenii ajung la vârste foarte înaintate, precum Okinawa din Japonia, Sardinia din Italia, Icaria din Grecia, Nicoia din Costa Rica și Lomalinda din California pe care le-a numit zonele albastre. În aceste locuri în care trăiesc cei mai mulți centenari ai lumii, modul de viață se desfășoară în conformitate cu câteva secrete care le permit oamenilor să trăiască nu doar mult, ci să fie împliniți și senini. Dan Whitner stă de vorbă cu toți și încearcă să afle ce anume le asigură zâmbetul și jovialitatea acestor bătrâni atipici pe care anii nu par să-i împovăreze și să-i îngrijoreze. Populațiile din aceste zone diferite au fiecare propriile secrete și descoperiri esențiale, care le asigură longevitatea, dar ori și câteva comportamente comune surprinzătoare datorită cărora se bucură de sănătate și de ani mulți. Această nouă miniserie, care a avut premiera pe platforma de streaming Netflix pe 30 august, include o parte dintr-un episod care prezintă pe adventiștii de ziua șaptea din Lomalinda ca fiind cei mai longevivi. Secretul zonelor albastre include câteva dintre observațiile autorului despre ceea ce crede el că îi ajută pe adventiști să trăiască până la 80, 90 și chiar 100 de ani, rămânând activi, sănătoși și implicați. Întâlnirea GAIN, Global Adventist Innovation Network Europe, din acest an, va avea loc în Montenegro. Evenimentul dedicat comunicatorilor adventiști se va desfășura în perioada 20-24 octombrie în Budva. Gain este o întâlnire a comunicatorilor care promovează inovația, schimbul de idei și crearea de relații între lideri și comunicatori adventiști. În anul 2022, peste 180 de comunicatori adventiști de ziua 7 s-au întâlnit la București în perioada 14-18 octombrie. Evenimentul cu titlul Înainte, Continuă să te miști a reunit lideri și experți din domeniul comunicării din 35 de țări, toți lucrând în domenii precum jurnalism, radio, televiziune și rețele sociale adventiste. Programul GAIN constă din numeroase ateliere, studii de caz și discuții coordonate de comunicatori experimentați din diferite domenii, cât și din zona comunicării. Scopul comun este de a explora cel mai bun mod de a transmite Evanghelia în lumea complexă de astăzi. Mai exact, cum să unim comunicarea cu misiunea, întrucât comunicarea în Biserica Adventistă există tocmai pentru a sprijini misiunea. Aici se încheie jurnalul de știri al Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Dacă doriți să fiți la curent cu acțiunile desfășurate de Biserica Adventistă, vă încurajez să vă abonați la buletinul informativ transmis săptămânal accesând linkul de pe ecran disponibil pe site-ul advent.ist/newsletter sau abonându-vă la canalul de Telegram Adventist România. De asemenea, puteți solicita pastorului dumneavoastră local linkul de WhatsApp prin care puteți parcurge aceste informații. Și bineînțeles, dacă aveți evenimente pe care le doriți difuzate în jurnalul de știri, ne puteți scrie la adresa contactarontsperanțatv.ro Să aveți un sabat binecuvântat!